Salutare, dragilor! Suntem la jumătatea lunii decembrie. Am venit să mai văd niște locuri în care pescuiam în trecut. Sunt undeva la intrare în localitatea Câmpurelu, unde se văd solarile. Iar în spatele meu este Dobreni, Dobreni Vidra. Aici este un pod, se vede, da? Momentan cobor doar să prospectez puțin, să văd locurile. Ați văzut că digul e blocat cu niște pietroaie. Deci nu pot să mai merg cu mașina. Probabil sătenii ori fi avut ceva probleme cu oarece indivizi. Locurile sunt foarte bătute. Clar, suntem undeva în o localitate. Acolo unde suntem, lângă o localitate, sunt și foarte multe gunoaie. Din păcate, apa e tulbure. Gândul meu era să încerc un pic știuca. E foarte tulbure. Pe segmentul ăsta de sabar. Ăsta e sabarul, da? Cred că am uitat să vă spun. Deci puțin în amonte de unde sunt eu. Se lucrează în continuu. E vorba de... Se face calea ferată de la Grădiștea, Giurgiu București, se lucrează la ea. Asta înseamnă poduri. Mai sus este Inelul 2 al capitalei, care înseamnă iar poduri. Deci Inelul 2 trebuie să traverseze toate râurile din sud, vorbesc de partea de sud, că nu știu dacă ajunge și în nord. Deci trebuie să treacă peste toate râurile. Calea ferată la fel, trebuie să traverseze și acel puțin la Grădiștea Argeșu, dar și Sabaru cu siguranță. Se văd după Google Maps. Deci mi-a ieșit din cap Sabaru, dar de asta am și venit. Eu am avut puțină treabă în Vidra și am preferat să vin pe aici ca să ajung și la Fălăștoa, ca să văd și Neajlovul, să văd și Argeșul. Argeșul era foarte scăzut. Ce să vă spun, șanse mici. Când e scăzut, e braconat și ziua și noaptea, greu să scoți un pește de pe fundul lui. În fine, poate un staționar în zonele în care știți că mai e locul de bolos de la Dărăști. E loc de bălos și la Falaștoaca. În afară de gunoaiele de aici, n-am ce să vă arăt. Așa că mi-e continui drumul. Am să o iau spre Falaștoaca. Vreau să verific și câteva gropi de știucă balastiere. Vedem ce e pe acolo. Revin. Am revenit, dragilor. Sunt la Colibaș. Podul de peste Argeș. Imediat peste pod este și ecluza de la Colibaș. O să opresc și acolo, să vedem întâi ce surprize ne pregătește Argeș, un Argeș mic. Nu e niciun pescar. În general, când nu sunt pescari, înseamnă că nici pește nu e. Apa e foarte mică și tulbure. Lucrările și balastierele. Deja a zburat un cormoran acolo, în dreapta mea. Vedeți voi, fiecare iarnă vă spun că dacă apele sunt scăzute, șansele pentru anul care vine să prindem pește vor fi tot mai mici. Se știe că peștii, prin natura lor, iarna hibernează. Sub o anumită temperatură, în funcție de specie, intră în hibernare. Cu mici excepții, da? Vorbim cel puțin de peștii pașnici. Când apa a început să aibă sub 15 grade, 14, 13, 12, 10, 8, ei se retrag. Se retrag în gropi,
acolo unde au liniște și unde pot ierna. În momentul în care noi luăm apa, noi însemnând indivizii ăștia de la baraje și de deasupra lor, din conducere, de la ape, de la mediu, de la toate instituțiile astea plătite de noi să ne apere, deci în momentul în care indivizii ăștia au oprit apa, gropile nu mai au adâncimea care trebuie, deci în loc de 2 metri probabil vor rămâne la 1 metru sau la jumătate. Acolo deja sunt afectați. O dată de vreme, de vremea exterioară, da, înghețul, fricul îi afectează. Și răpitorii gen cormoranii, cormoran cu două picioare, care folosesc plase curent și așa mai departe, au mult mai multe șanse să-i prindă. Pentru că pe apă mică, ei chiar dacă ies din gropi, n-au să fugă. Și atunci, cam despre asta e vorba. Venind după 2 ani secetoși, în care și vara au fost ape mici, și uite că Argeșul în continuare e folosit pentru a face unor alte interese. E adevărat, se și construiește, se construiesc poduri, se fac, dar totuși e vorba de multe, multe, multe zile din an în care pur și simplu s-a transformat într-un pârâu. Asta e. De asta nici probabil nu e nimeni la pescuit. N-am să mă opresc nicio. Mă duc să văd gropile după la Fălăștoaca, ecluza asta, și ne vedem. Am ajuns în zona Fălăștoaca și am vrut să opresc pe o balastieră, balastiera de lângă Neajlov. Dar am dat de un nene pescar și m-am gândit să nu-l deranjez. Doar am stat puțin și l-am fotografiat, l-am filmat puțin, dar era neprietenos. Și n-a vrut să stea să vorbească cu mine, a plecat și a intrat în stuf. Și am plecat și eu, n-avea rost să mai stau să pescuesc. Grădiștea. Vreau să opresc, dar șantierul de aici este foarte mare. Bănesc că și în apă este la fel. Deci se lucrează intens la calea ferată. Uitați și aici. Uitați și aici. Deci s-a dus locul meu de pescuit din zona Grădiștea. Continuăm traseul. Salutare, dragilor! Am făcut un circuit prin localitățile din jur să văd ce mai găsesc, cum arată locurile. Din păcate, ați văzut și pe filmare, mai mult braconieri, lucrări, ape mici, așa că am venit spre casă. Am apucat să arunc de două ori într-o groapă din asta, până în Argeș. Am prins o știucă care mi-a tăiat firul. Jucam cu ea și mi-a tăiat firul. Acum încerc să o prind din nou.
N-aveam strună. Dar n-aveam că nu mi-am dat seama. Practic, pregătisem în gentuță. Aveam trei gume, trei twistere pregătite și două în gentuță și unul era pus după altă lansetă și eu am crezut că l-am pus pe ăla cu strună, dar de fapt nu era. Și uite ghinionul, până să-mi dau seama, deja ea mi-a tăiat. Nu sunt pregătit pentru filmare, lasem la mine doar aparatul să filmez locuri, peisaje. N-am luat suportul pentru telefon, așa că am pus la gât aparatul și încerc să surprind câteva cadre dacă reușesc. E mai complicat cu ăsta că nu îmi dau seama ce vede. Mă gândesc că poate o prind pe acea obraznică care a reușit să-mi rupă firul și să-mi ia guma. Aveam o gumă de albastru cu alb. Nu știu ce. Cred că tot din Decathlon. Ați convins că dacă dau mai mult timp aici, o să o iau. Să vedem. Dau de câteva ori și dacă nu reușesc să fac nimic, mă duc să aduc întării. Mă duc după Romeo. E imposibil. În 10 minute maxim ea mănâncă din nou. Deci o să oprim, nu-i problemă. Ea probabil că acum se plimbă pe aici. Și nu mi rămâne decât să o depistez pe unde o fi. Chiar am văzut val când am venit și bine, de la distanță pot să crezi că a fost și vreo lișiță ceva. N-am avut timp să-mi dau seama. Dar uite că fusese știucă. Trebuie să fiu atent că ea o să vină încet după mine, clar. Știu ce face acum. O să fie mult mai atentă și ea la gume. Dacă s-a înțepat. Și a rămas și cu gumița în gură, dar oricum eu mă oprind și scot guma. Sunt sigur că am mai făcut așa ceva. E bine că e apa destul de curată, nu pot să vadă că nu pot să mișc aparatul cumva. E destul de curată și limpede și văd. Asta mă ajută să o urmăresc bine vizual, adică și năluca și știu că în cazul în care vine. Oricum nu. În afară de aia care mi-a rupt, n-am văzut nimic. Și valul ăla. Înseamnă că e una singură, o amărâtă de asta. Oricum știți că ele, dacă e concurență la hrană și se termină hrana, cum ar fi acum, că nu mai sunt nici broaște, nimic, se mănâncă între ele. Rămâne cea mai mare și mai puternică. Mai dau de două, trei ori și mă duc după Romeo. Nu o să aibă el chef de știucile mele, dar asta e. El o să vrea alte.
Bă, los ce mai vrea el. Așa, bun. Încă o aruncare mai am. Depărtare acolo pe unde mi-am mâncat. N-a fost chiar unde am vrut eu, dar e bine. Nu o las numai pentru guma aia, nu o las. Deci sunt foarte supărat. Nu-i fac nimic, dar vreau să-mi iau guma. Bun, mai dau o dată. Până la urmă, ceas. Văd ceva mișcare în colțul ăla, uite acolo. Da, eu știu. Unde s-o fi dus ea? Deci nu. Nu e o convenit că s-a înțepat. Dar n-are ce să fac oricum. Că de foame nu-i ține cauciucul, deci va trebui să mănânce. Încă o dată. Nu o las, nu o las și nu o las. Nu. Nu, asta e agățătura. Mă duc după Romeo. De fapt, o să-l sun întâi să văd ce zice și ne auzim după aia.